7 și 4 minute, Ionuț, pregătit de Wake Up Call? Ca de obicei, sunt foarte pregătit. O avem pe Andreea Filipescu la rând. Am schimbat un pic treaba până la Andreea Filipescu. Am schimbat un pic jocul. La Wake Up Call avem de dat cafea pentru o lună întreagă. Yes! Dar cum ne-am gândit noi să facem? Că am pățit de multe ori să nu se răspundă, am zis, bă, fiți atenți, spunem o miză în chestia asta. Vă dăm motivație. Da, și anume, dacă cineva înscrie pe cineva la Wake Up Call și persoana respectivă răspunde și facem Wake Up Call-ul, câștigă și cafea pentru o lună întreagă, se trezească și singură, fără probleme. Cafea e de la Mizo Coffee, Bogdan. Exact. După care, în cazul în care nu răspunde persoana înscrisă, câștigă persoana care a înscris-o. Exact. Tocmai a dat cafea omului care, așa. E, în situația de astăzi, cum este cazul azi, dacă tu te înscrii pe tine și nu răspunzi, cred că bem noi cafeaua aia sau ceva. Da. Pe toată astăzi. Cafea pentru o lună, o lună de Mizo Coffee pe care o bem astăzi, acum, în emisiunea de astăzi. Până la 8. Bun. Și așteptăm și un cardiolog la 10 să ne facă un control după aia. Hai, să vedem. Deci, Andreea Filipescu, ai zis? Da, vrea să fie trezită de către Ionuț. Eu sunt Ionuț, în stilul Haos. Salut, Ionuț, Bogdan. Salut, Bogdan, salut. Salut și Ruben. Salut, Alexandra, Ionuț. Respect. Bună, Ionuț. De când ai mai trezit tu Haos, o ascultătoare? De mult. De când ai mai trezit-o, Constanțeancă, de 21 de ani? Asta e întrebarea. O mai trezesc pe prietena mea, dar ea nu e așa ascultătoare. Și nu e așa Constanțean. Și nici așa Constanțean. Exact. Bun, pe hai, atunci și eu de ce a vrut? Formez. A vrut să se trezească dimineață, să ajungă și la facultate la timp. Odată. Odată. Deci, hai să ajutăm, zic Ionuț. Bine, hai. Uite aici, telefonul e al tău. Sunați. Sper să nu te înjure. Ce, l-a înjurat cineva pe Ionuț vreodată? Nu. No. No. Niciodată. Alo? Andreea? Da? Hai afară la zăpadă! Hai un om să construim! Andreea? Hai te rog frumos afară la zăpadă! Hai un om să construim! Oh. Nu știu de ce nu-mi răspunzi, de ce te ascunzi, de ce nu ne întâlnim! Păi eram nedespărțite, fată! Și nu înțeleg! Da. De ce te ascunzi așa? Hai afară la zăpadă! Dar poate nu vrei la zăpadă! Bine! E zăpadă? E zăpadă, da! E martie! Sigur? Sigur, sigur! Îți promit, facem cei mai frumoși bulgări și cei mai frumoși oameni de zăpadă! Wow, da! Facem și îngerași de zăpadă! Sau drăcușori? Ce vrei tu? Haide că trebuie să mergi la facultate, Andreea. Neața, ești în direct la Virgin Radio, sunt Ionuț. Bună dimineața! Neața. Hello! E toată trupa aici. Andreea, să știi că răspunzând la telefon ai făcut o faptă foarte bună. De ce? Pentru că Ionuț plânge mereu în pauze după ce nu îi se răspunde la Wake Up Call. A, da. Deci ai salvat un Ionuț plăpând de la plânsete azi. M-am bucurat nu măcar că am ajutat pe cineva. Așa, și te-ai ajutat și pe tine, că ai facultate, nu? Da, am și uitat. Păi cum facem? Nu merge așa. Hai, sus în picioare, îmbracă-te bine, vezi că chiar e foarte frig. Da. Și vezi că te-ai ajutat și pe tine să câștigi cafea pentru o lună. Astăzi, de la Mizo Coffee. Mulțumesc. Așa, și să nu te mai auzim cu probleme cu trezitul, da? Da, da. Să nu mai faci. Da. Așa. Andreea, să rămâi un pic pe linie, să afli cum intim posesia premiului. Ok. Mai poți? Că pare că o să adormi așa la telefon. Mai pot. Mai pot. Bine. Ha, trezește-te. Hai. Hai, mergem pe încredere. Andreea, în dimineața aceasta a primit cafea pentru o lună și un... Wake up!